Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Curtea miracolelor din nou, adică România, un primar care știe ce așteaptă alegătorii de la el, am găsit undeva prin Moldova. Este vorba de primarul din comuna Alexandru cel Bun, din Neamț, care a făcut pe Facebook un concurs cu premii în whisky, băi! Oh, whisky, băi, în sfârșit, uite, se occidentalizează, adică nu mai... Dar unde sunt, unde sunt tradițiile noastre? Ce ar trebui? Care e băutura tradițională în Moldova? Păi ce prinzi? Ce prinzi? E un rotaru. Dânsul a fost primar la Piatra Neamț. Plecând de la spirit. Da. Dânsul a fost primar în Piatra Neamț între 1996 și 2004. L-a învins Gheorghe Ștefan. Penalti. Așa. Dânsul s-a mutat în Alexandru cel Bun, unde a câștigat alegerile și din 2008 tot e primar în Alexandru cel Bun, din 2008 încoa. Și după ce a pierdut la Piatra Neamț, bătăliata la Piatra Neamț, s-a retras în... S-a retras în munți. Și s-a remarcat în ultimii ani cu tot felul de idei care i-au adus oarecare notorietate. Cred că am mai vorbit și noi despre dânsul la un moment dat. A propus înființarea de bordeluri, dacă se legiferează. Zice că dacă se legiferează, el primul face în comun Alexandru cel Bun. Are și locul. Aici probabil. Mă gândesc. Da. Mă rog, în fine. Deci, cum funcționează concursul ăsta cu whisky, dacă vă interesează? Ca dublu sau nimic, bănuiesc. Nu. Este pe principiu primul venit, primul servit. El pune întrebare pe Facebook, cine răspunde primul, ia sticla de whisky, way. A deschis competiția cu muzică și a întrebat. Ia. În 6 secunde. Întreabă-ne. Stai așa, că nu mă simt pregătit. Stai. Zi. Că... Îl prind pe Luca, că Luca n-a citit știrea, sigur. De semnal. Gata, atenție. Pentru o sticlă de whisky și vas nu știu de câți ani, în ce an și cu ce ocazie a concertat formația Bonnie Me la Piatra Neamț? Care am câștigat cu ea, cu Rasputin, la bătălia hiturilor, 2008. Da, s-a greșit. A răspuns doamna Alexandra Niculăiasa, care și-a dorit mai tare victoria și sticla de whisky. A fost, ea dânsa era cu F5, pac. Când a văzut oferta de whisky, a răspuns instantaneu. 9 mai 2004. Da, stai că aici voiam să citez și mai aproape. Multe, de? 9000-2004. Da. Practic ai fost la numai 4 ani distanță. Da. 9000-2004, așa da. Zi. Pe Facebook s-a comentat, a fost un concert atunci, la Piatra Neamț, s-au dansat cu ani în urmă, a zis domnul primar. Pe ritmurile melodiilor lui Maisie Williams, Marcia Barrett, Liz Mitchell și Reggie Thibault, adică Bonnie Me. 40.000 de nemțeni din toate localitățile județului. A fost, dacă venea papa, nu era cum a fost când a venit Bonnie Me acolo. Pe Facebook, comentarii, a dansat și copilul meu și a adus aminte cineva. Avea 11 ani. Era primar domnul Rotaru. Țin minte că paza nu le dădea voie la copii să ajungă prea în față, dar de pe scenă au strigat, lăsați copii! Deosebit a fost. Hey, teacher. Așa a pornit și de la Pink Floyd, vinând. Da. Îmi aduc aminte că au ieșit la bis. Lumea nu se dădea plecată. 3 semne de exclamare și așa mai departe. Edilu i-a dat cadou doamnei, precizând că la invitația lui Bonnie m-au concertat la Piatra Neamț, câștigătoarea a mulțumit. Primarul spune că va continua următoarea problemă la care așteaptă răspuns, fiind pe 20 mai. Deci dacă... Să ne înscriem. Da. Oare ce premiu o să dea? Adică ce băutură, că că nu dă, nu? Bănesc că tot ceva tradițional din zonă, nu? Că așa da. A fost și primul premiu. Practic orice prins. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.